minciunilor, invitatul meu este Spic. Salut, Spic. Bună ziua. Lucrurile sunt foarte simple. Avem 9 cutii. Pe rând va trebui să alegem câte o cutie și să descriem ce avem în cutie. La final, eu te voi întreba ce ai. Tu poți să mă mint sau să spui adevărul. Ideea e că eu, dacă am dreptate, câștig un punct. La 2 puncte sunt câștigător și s-a terminat concursul. Și ți-i că la care pierdi? Bea 1,5 litri de zeamă de varză. Nu te cred. De ce? Păi zeamă de varză e bună, dar 1,5 litri vomit. Vomit! Gata! Perfect, vomit aici. Eu ți-am spus că 1,5 litri. Păi dar nu pot nici apă, nu poți bea 1,5 litri deodată. Păi asta e o regulă. E treaba ta. Dar pe bune. Pe bune. E pe bune totul, da? Da. Ești pregătit? Ai înțeles nu regula? Nu dar am de alesat. E foarte simplu, ne dăm indicii, ne spunem, da? Da? Răspundem la întrebări. Poți să mă păcălești sau eu pot să te păcălesc. La final poți să-mi spui adevărul sau nu. Și vom vedea dacă eu intuiesc că ești un actor bun sau nu. Bine. Hai. Da? Cine? Tu primul? Nu, ești invitatul meu și te rog, alege o cutie între 1 și 9. 1! Nu, eu! Numărul 4! 4! 4! 4! N-a ținut cont! 4! E grea? Întrebați voi dacă e grea, eu trebuie să întreb dacă e grea. E grea? E grea? Trebuie să mergi la sală ca să... Da, un pic. Da? E de mâncat? E de mâncat? Da. Da? Da. E moale? Da. Ce? Da. Deci e de mâncat, e moale? Da. E dulce? Are viață. Cum adică are viață? Are viață. E vie? E ceva viu de mâncat? Mișcă? Da. Mișcă? Da. Pe cuvântul tău? Da. Mișcă! Stai un pic, stai, gata. Stai un pic. Ai acasă? Cum? Ai așa ceva acasă? Am avut. Când erai mic? Da. E pentru copii mici? Depinde. Se găsește la magazin? Nu. Cum nu se găsește? Păi de unde? De la bunici? Păi nu pot să zic. De la ba? Păi bă, deci fii atent. Are viață. Da. E de mâncare. Da. E moale. Da. Dar în același timp este lemnos. Și poți să mănânci? Tari, și, nu, po- și, po- și, și poți să mănânci chestia asta dintr-o singură la o singură masă? Dintr-o bucată? Nu, la o singură masă. La o singură masă? Da, dar nu te saturi. Spune-mi ce acolo. Hamaș. Un papagal cu un ou. Cu ce? Și cu ceva. Ai un papagal cu ce? O ceva. Cu ceva. Să un pic, ai un papagal? Da. Cu ce? Cu un bou? Un ou. A, ou. Într-o cutie. Și moale și de mâncat? Da. Du-te, mă, de aici. Zi da sau nu? Și gata. Păi da, dar ai zis. Dacă da sau nu? Da, dar ai zis că e viu. Mie îmi place. Păi da, tu trebuie să zici da sau nu acum. Na, uite. Un ou, un papagal, o ceva și o cutie. O ceva, că nu știi, o ceva. Și tu ai zis că e de mâncat. Păi eu ți-am zis până acum. Mint sau nu mint? Nu râzi la mine. Eu nu cred că minți. A? Nu cred că minți. Vezi zic adevărul? Da. Nu am zis adevărul să mă arăt ce prin... Băi, eu știi că sunt corect. Yes! Am un punct! Te mai lua cu ăla, că e... am câștigat. Da, bravo! Ha, trebuie să beau zeama... A, nu! Mai e un punct. Ideea prima de că e... Vezi, mă, când zici adevărul ce se întâmplă. Vezi?
Nu-i, da, nu da. Chiar tot timpul e bine, să zici adevărul. Da, hai, eu ce fac cutia? Acum poți să o arunci, poți să faci ce vrei tu cu ea. Hai. Ce cutie să aleg? 1, 2, 3, 5, 6. 2, 5. 4, 5. Bun. Bă, dar n-are oglindă camera aia acolo ceva, gen să vă dă o treabă. Nu, bă, dar ce? Întreabă-mă și o să-ți spun. Lemn? Da. Îți mai multe obiecte? Da. Trei? Vrei să zic exact câte sunt? Da. Da. Așa multe? Vreo 10. Nu. Lume. Cum 10? Că tu ai făcut un pic, aș... Câte ai luat? Da, ai luat mai multe, da? Nu, 10 sunt. Zi, ce vrei că spun tot eu, sincer? Deci 10 obiecte din lemn? Da, nu toate de lemn, 10 obiecte. Conțin și lemn? Conțin. Unele? Da. Jucării? Pot să fie și jucării. Dar zi, nu, dar descrii-mi tu ce ai. E bine, mă, păi întreabă. Păi da, păi zi. Păi am ceva din lemn, ceva din plastic, ceva din pământ, plastic. Cum pământ? Pământ. Plastic, țepi. Bă, ce greu e. Fii atent. Libelulele nu pot să se așeze aici. Că o să fie înțepate. Cactus? Dar pot să se așeze aici. Cactus? Ai un cactus? Da. Are cactus. Nu ca să-i mă, asta e de aia din poker, știi? Ai un cactus. Nu te mai tot uita tu. Păi mă uiți. Am cactus. Am cactus, am burete de bucătărie, un scaun de lemn, jucărie așa. Ce mincinoase. Sau nu? Nu ai tu credere în mine? Nu, în tine, nu am. Aoleu. Nu m-a zis adevărul. Mint. Mint? Da. A zis adevărul, mă. Bă, du-te, bă! Bă, nu cred! Nu cred! Nu cred așa ceva! Păi ai zis că ești... Nu cred că am câștigat! 2-0! Întotdeauna trebuie să ai grijă, bă, de invitații tăi. Bă, dar eu nu-s norocos, că eu n-am câștigat niciodată nimic! Vreau să câștig și eu! Ai noroc în dragoste! Mă... Șpriți? Hai! Hai că poți! Hai, cum vă rog frumos, puțin aplauze pentru Speak! Hai! Dar nu pot toată! Tot! E tot! Mamă, ce urâmi eroase! Bă, dar e bună! E bună! Ai concert în seara asta? Mâine ceva concert? Nu, trebuie să bei tot! Mamă, ce urât! Bra! Pa, n-ai bărbați, pa, mă. Că dau plăcint aici. Ne luăm de la o zeamă de varză. E un litru jumate. Nu pot. Cum nu poți? Păi eu puteam dacă pierdeam. Tu ai crezut că te mint eu. Nu te-aș fi mințit dacă mamă, n-ai crezut. Bă, nu da lacrimă, ești nebun. Hai mă, că e bine. Cu zeamă de varză. Dar ia-și tău gură. Eu am câștigat. Pe cuvânt, eu-l beam imediat. Hai de speak, hai de speak, hai de speak. Bun, foarte bun ai fost.
Da, mă, că poți, ce nu am asta, mă. Sigur, da, mă, strânge gâtul, mă. Mi se strânge gâtul. Dar știi de ce, nu? Bei prea ușor. Ei, ho, că vomit dacă beau tare. Nu ai exit. N-ai antrenament. La televizor n-am mai vomitat, când rez. Hai. Hai, bravo! Hai! Eu am un coleg aici la emisiune Plantă. Planta a băut 2 litri de Borș. Hai, du-te! Nu pot. Bă, a fost... Nu pot. Fii atent. Nu vreau să zic că lumea că eu te forțez. Dacă eu pierdeam, trebuia să-l beau. Nu, că ești mincinos. Dar ce ești mincinos? Bă, eu ți-am spus adevărul. Mi-e rău. Aia ți-e rău. Să n-apăr dacă nu mă strânge gâtul. Păi cine te-a pus să te joci? Vezi, eu ți-am spus adevărul. Tu m-ai pus. Păi da, eu te-am dar pus. Nu mai pot. Dar ți-am spus adevărul. Mamă, dar ce urât mi se strânge gât. Lasă-mă, nu e. Așa e mai greu. A, de asta m-ai întrebat dacă am concert, că nu pot. Nu de asta, de altceva. O să mă sun la noapte. Aaa, răsuflu corpul. Da, răsuflu. Răsuflă. Dar e tratament naturist. Dai seama. Bă, dar nu pot, nu e. Hai mă, 2, 1 litru jumate. Sunt spic și... Și beau zeamul de varză, 7 litri. Bă, dar nu pot. Bă, spic, știi unde e greșeala ta? Bă, dar nu intră, să n-a... Trebuie să intre. Fii atent. Lasă! Știi unde e greșeala ta acum pe une? Tu zici că e cocktail, pe cuvânt ai face la... Bă, dar e bun august. Pac, direct! Dar nu-mi dați mie asta acasă, fac nu, acum, haide, te uite poporul la noi. E rău, gata, e rău. Publicitate. Chiar e un pariu. Pe bune, pe mișto miros. Hai, dar ce mi-e rău. Nu, mă, nu mai pot. Nu mai doar pot. Ăla, tu, hai mă, mă jur, mă jur că nu mai pot. Mă păi? Jur, mă jur, în fața întregii națiuni că nu mai pot. Haide, mă! Te mai așteptăm. Cu siguranță o să mai vin. El este Spic, un băiat extrem de simpatic. Nu prea ține la zeamă de barză, dar în rest e senzațional omul. Asta a fost cutia cu minciuni. Să vedem cine va fi data viitoare, victimă sau câștigător. Vedem data viitoare. Până atunci, Spic, casă de piatră și toate cele bune. Zic așa, în general. În avans. La un moment dat o să te însuri. Mă gândesc să fiu primul care zice casă de piatră. Când va fi, va fi. Casă de piatră. Casă de piatră! V-am pupat! Bă, am câștigat! Am fost mai bun ca Spic! Alo! Alo! Ce faceți, domnul Spic? Nu mai pot de bine! Băi, Spic, bă! Un litru jumate de zeamă de varță, vreau să-mi spui cum a fost noaptea după! Da, și noaptea după, că la o oră după ce am ajuns acasă, aș vrea să spun că a fost groasă, dar nu a fost groasă! Lasă-mă un puti de asta, nu vin eu la tine la emisiune, că eu n-am bază în tine. Bă, dar am jucat cinstit. Ai jucat cinstit, dar nu mai vai tu noroc, eu nu-s norocos, n-am câștigat nici la capaci de alea de suc, niciodată nimic. Băi, de vrei să spun ceva? Băi, Spic, pe lângă faptul că ți-am făcut un bine și ai făcut o detoxifiere naturală, ai zis că n-ai câștigat niciodată nimic. Păcat că nu ești în București să poți să vii. Ți-am făcut cadou, ai un cadou de la mine, un butoi de varză. Doamne, dar nu mulțumesc, nici nu mai vreau să mai aud. Serios, doar poate am calculat, dacă... poate să-ți ajungă până la Crăciun. Dar dacă mă gândesc acum la ce gust am avut eu și prin ce am trecut în momentele alea, vomit, instant, acum vomit. Vomit, gata, nu mai vreau jocuri din astea, joacă-te tu cu prietenii tăi. Bă, Spic, noi suntem prieteni, bă, Spic, eu zic să ne mai jucăm. Da, am fost prieteni până la proba aia. Dar vreau să te întreb ceva. Când ai ajuns acasă, te-a mirosit libelula? Dar tu după gândirea ta, după rațiunea ta, ar fi vrut cineva să mă miroase în momentele alea? Spic! Tată, nu știu dacă ai televizor, dar uite-te ce-ți pregătisem astăzi. Stai. Nu știu, zi-mi tu. Păi n-ai televizorul. N-am. Zeamă de varză și cu varză cu tot. E chiar esență de parfum. Da, nu mai, mi se zbârlește carnea pe mine, crede-mă. Băi, păcat că nu poți să vezi, ideea de-a bună. Nu mai vreau, ține tu pentru tine, nu mai vreau, gata, nu mai vreau jocuri de-astea. Crede-mă, mi-a fost rău tare. Hai că am văzut și pe Instagram la tine după ce ai plecat din emisiune.
că ți s-a făcut un pic rău. Ia stai să vadă și cei de acasă după ce a plecat Spic de la cutia minciunilor. Ia. Mă, am mutra asta dreaptă pentru că nu s-a terminat tocmai bine. Nu mă simt foarte bine. Abia aștept să ajung acasă. Sleșinat. Tocmai ce am fost la fratele Măruță și am filmat un concurs. Mai multe o să vă arăt în vlog. Probabil că în weekend o să-l pun. Oamenii au văzut și în vlogul tău, dar au văzut și astăzi cutia minciunilor. Da, a fost o frate Măruță. Băi, Spic, fie vorba între noi. Ești varză, bă, băiatule, dacă e de la un litru jumate de zeamă de varză ne luăm. Păi ce rău mi-a fost, dacă mă gândesc că acum m-am deshidratat cu tot, deci n-ai înțeles. Să nu pezi niciodată. Dar doamnelor stii, și ia zi-mă, stai un pic, dar chiar ai stat toată noaptea pe... Toată noaptea. Pe tron? Nu puteam să mă ridic, cum ieșeam din baie, intram înapoi. Mi-am luat laptopul acolo, am făcut treaba de acolo. Dar pe bune? Pe bune, nu te mint cu nimic. Greta știi că i-am dat mesaj, m-ați distrus. Stai un pic, adică noaptea îi dădeai mesaje Gretei de pe Budă? Păi nu noaptea, că totul s-a întâmplat după amiaza, pe la 6-7, am stat până pe la 10-11. Băi, eu zic că trebuie să... Greta, ci să iau, mănâncă orez. Eu cred că, eu sper că i-a dat doar mesaje scrise, nu și video sau audio. Nu, nu, doar text, i-am zis. Bă, Spic, să știi... Să știi că, practic, putem să considerăm că te-am înscăunat, regele Spic. Da, mulțumesc frumos. Spic, să știți că este un băiat de treabă, urmăriți-i vlogul să vedeți mai multe, e un băiat senzațional și te așteptăm de fiecare dată cu mare drag la emisiune. Da, vă mulțumesc frumos. Dar acum unde ești? Am fost toată ziua prin întâlniri, prin totul, să avem concerte, multe, facem, pregătiri, n-am treabă. Nu, uite, nu, las că-ți păstrez butoiul, dacă să am grijă de-l plante, vină un pic. Hai mă, vină un pic, să vadă domnul Spic cine, unde sunt profesioniștii. Știi că întotdeauna, deci eu stau la bloc, înțelegi, la bloc, la etajul 3. Și la fel. Etajul 3. Și pe scara blocului, toamna, întotdeauna vecinii scoteau butoiul de zeamă de varză și trebuia să barboteze chestia asta. Bagă și tu plantă un pic acolo, barbotaj. Suflă în varză. Scoate și mie un pahar. Stai că pun apa aici, că n-are nimic. Scoate și mie un pahar. Păi să suflu și... Păi barbotez un pic și apoi îmi scoți un pahar să beau în cinstea lui Spic. Hai. Hai, mă. Hai, unde n-ai pătit? Nu așa, mă, plantă. Barbotează, umflă. Ia barbotează-ți singur, mă, dacă vrei să bei. Eu nu văd, dar îmi imaginez. Spic. Hai, mă, suflă. Suflă. Plantă, nu mai ne înțelegem. Și plantă, să știi că a băut 2 litri la un moment dat de borș. Și are același efect? Cum i-a fost plantă? Eu am plecat în vacanță a doua zi. El a plecat în vacanță a doua zi. Eu cred că sunt singurul care te înțeleg. Hai, bagă o gură. Dă-i, mă, suflă. Ce? Uite, uite. Dă-i. Stai, mă, că trebuie mutat mutul de acolo în altă parte. Stai, Spic! Dar tu de ce nu bei? Păi trebuie să-l barboteze, așa, hai. Hai, mă. Spic! Da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să nu duci lipsă de zeamă de varză toată viața ta. Ba, chiar îmi doresc să duc lipsă. Îți mulțumesc frumos pentru că m-ai băgat în jocul tău diabolic. Data viitoare nu o să mai întâmple. Eu ieri mi-am luat o tartă în față la jocul ăsta, așa că nu mai am de nimic de zis. Foarte bine, foarte bine. Spic, mulțumim mult de tot și îți dorim toate cele bune. Trage și tu un pahar, planta aia. Trage un pahar. Hai, mă, trage acum un pahar, să vadă lumea că nu e regie. Trage un pahar, hai. E prea lung furtunul. Hai, mă, trage un pahar, tu ești învățat doar cu mustul și cu țuica. Păi apleacă-te puțin să aibă cădere. Ia arată-mi tu cum. Haide, fă un pic. Hai, plantă, hai. Hai. Ia uite, bă, merge, bă, brici. Bravo, plantă. Hai, bea-l acum. Nu, pentru tine l-am scos. Nu, mă. Cum pentru mine? Pentru tine. Tu m-ai rugat să-ți scot. Cu drag. Te rog frumos. Plantă, te rog frumos. Întotdeauna am grijă de colegii mei. Te rog frumos pentru tine. M-ai rugat să-ți scot un pahar de zeamă de varză. Bea-l.